Ei, o salut tuturor și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Este dimineață și trebuie să ridicăm tonul ca să începem ziua energic, boșilor, pentru că asta este o zi de duminică pe care trebuie să o umplem cu chestii mișto. Nu mi-am planificat nimic pentru astăzi. Este, uite, o zi în care n-am treabă. Și trebuie să vedem cu ce să o umplem. Aș vrea să mergem pe la sare, aș vrea să mergem poate pe la piscină mai încolo. Dar până una alta trebuie să începem cu ceva ușor productiv și ușor educațional, așa că haideți cu mine. Stați să vedeți unde vă duc, adică treaba devine serioasă. E foarte mișto cartierul ăsta. Stau la un prieten aici care mă și filmează, salut Claudiu. Și în cartierul ăsta care era aproape în pădure, e fix lângă pădurea Băneasa. Și o să vă arăt acum când plecăm cu taxiul cum arată să ieși din cartierul ăsta, pentru că este un drum foarte, foarte frumos. Și după aia pe drum o să vă zic și unde mergem, dar acum e surpriză, mă, vreau să vă țin în suspans. Să vă uitați la vlog mai mult, știi, să am watch time mai mare, adică ce să faci? N-ai ce să faci. Deci, boșilor, din cartierul ăsta ești efectiv prin pădure. Mi se pare o chestie foarte mișto în sensul care îți începi dimineața foarte bine. Adică te duci frumos la lucru și vezi toți copacii ăștia pe drum, vezi toată pădurea asta și după aia ieși direct pe DN. Nu te oprește nimeni, nu ai de-a face prea mult cu aglomerația din București. Adică e foarte, foarte mișto. Jur că nu mă plătește nimeni să vorbesc frumos despre cartierul ăsta, dar chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult cartierul ăsta. Nu cred că o să mă mut eu aici când o să stau în București, dar e foarte tare. Așa, acum fiți atenți unde mergem. Boșilor, mergem la Tiffin University, e facultatea la care eu vreau să merg după ce termin liceul. E singura universitate americană din România cu profesori americani, predare în engleză, am mai vorbit despre ea. Și mergem cumva să luăm vibe-ul de acolo. Mergem să vedem efectiv cu ochii noștri ce se întâmplă acolo. Cum e toată treaba asta? Vă iau cu mine ca să fiți și voi martori la toată chestia asta, pentru că până la urmă e o decizie foarte, foarte importantă în viața mea la ce facultate mă duc și e o decizie pe care n-am luat 100%. Nu sunt 100% convins că vreau să merg la Tiffin. Îmi place foarte, foarte mult ideea, dar vreau să văd cu ochii mei ce se întâmplă acolo și cum se desfășoară treaba. Astăzi o să-i vedem pe cei care sunt în MBA, adică în Master of Business Administration. Sunt oameni care deja au terminat o facultate și fac acest master suplimentar. Dar de anul ăsta, din octombrie, Tiffin deschide un program de BBA, adică Bachelor of Business Administration. Adică pentru ăștia mai tineri ca noi care termină liceul. Este programul la care eu chiar aș vrea să mă duc, mi se pare foarte, foarte interesant, mi se pare foarte tare că e programa americană, like, la modul că poți să te duci efectiv în state și să faci aceeași facultate și e exact la fel, dacă, nu știu, vrei asta. Adică mi se pare foarte, foarte profi și mi se pare că dacă vreau să mă duc la facultate de business unde să învăț chestii din asta de management, de business, mult mai bine mă duc la Tiffin decât la SES sau la orice altă opțiune aș avea eu. Probabil că mulți dintre voi știți că eu voiam să merg la UNEATC, la Facultatea de Cinematografie și Film înainte, dar am cântărit foarte, foarte bine și nu cred că mai vreau să merg acolo, pentru că dacă de 6 ani jumate încoace am învățat atâtea lucruri despre filmat, editat, despre toată zona asta, media și film, doar de pe internet, pur și simplu faptul că am avut suficientă pasiune pentru asta și suficientă determinare încât să caut informația aia pe net, nu cred că am nevoie de o facultate pentru asta. Adică cred că mai bine mi-aș investi timpul ăla pe care l-aș petrece la facultatea aia într-o facultate de business, pentru că business nu știu atât de bine și business chiar aș vrea să învăț și business-ul e un pic mai complicat, adică nu îl înveți de pe internet chiar atât de simplu. Și am ajuns, boșilor, chiar la Tiffin, bam, Tiffin University, Master in Business Administration. Ca să știți despre ce vorbim. Băi, am rămas în modul de concert, m-am avut aseară o cântare la Păurești, în Prahova, la ziua unor copii foarte, foarte mici. Locul arăta foarte bine, a fost foarte, foarte fană. La un moment dat copiii ne-au dat doi pumni. Jur, ne-au dat doi pumni în abdomen de la doi copii, jur. A fost singura dată în viața mea când am avut un concert în care mi-a luat pumni. Bă, bine că pumni erau de la copii. Înainte să urcăm aici, hai că vă fac un scurt montaj cu ce a fost ieri. Boșilor, am ajuns aici la Păurești, este sâmbătă. O să le facem o surpriză lui Andrei și Mariei, pentru că este ziua lor astăzi. Pe inici, gata, mă, să faci niște copii sunt fericiți. Sunt foarte pregătit, abia așteptăm. Hai, auzi, Explay, dă jos ochelarii. Eu nu cred, copii, că ești tu. N-a putut să vină, dar la concert ești tu, Dia, dacă vrei, îți dăm ție microfonul și ești tu, Dia. Da. Ce drăguț! Ce drăguț! Întors aici la treburi serioase, după cum vedeți. Deci așa arată universitatea americană, singura universitate americană pe care o găsiți în România. În loc să fie o sală foarte mare, sunt mai multe sări mai mici în care lucrează oamenii în grup. Hai să mergem să-i deranjăm un pic. Bună! Ce faceți? Bună! Cer scuze dacă vă incomodez, că văd că lucrează de zor aici. Dar vreau să vă pun câteva întrebări, de stați să iau și un loc.
despre cum e vibe-ul aici. Care sunt diferențele cumva dintre modul de învățare românesc, prin care nu știu dacă ați trecut sau nu, versus curriculumul și modul de învățare american? Îți dai seama cât de trecut am trecut toți prin sistemul românesc. Eu am trecut un pic și prin ăla elvețian. Dar aici este probabil, nu fix opus, dar în mare antiteză cu sistemul românesc, așa cum te aștepta. Aici se pune, bineînțeles, mult mai mult accent pe partea pragmatică și înveți făcând, pe când în sistemul românesc vorbești foarte mult de partea teoretică. Tu acum ești în cadrul MBA, Master of Business Administration. Da, da. Eu încă nu sunt 100% decis că vreau să vin aici, de asta am și vrut să vin să experimentez cu ochii mei. Și mi se pare foarte interesantă ideea asta de lucru în grup. Vreau să vă întreb astăzi, pe exemplu, ce dezvoltați voi ca echipă, pe ce lucrați? E foarte fain lucru în echipă, într-adevăr. Adică de la începutul MBA-ului până acum am avut ocazia să tot schimbăm grupurile, ca să zic așa. Și asta ne ajută pe noi să interacționăm noi între noi cu personalități diferite, pentru că fiecare dintre noi suntem diferiți și atunci cumva și ceea ce iese în urma proiectelor pe care le facem e diferit și are o altă valoare. Toate perspectivele astea puse așa all together, cred eu că ne îmbogățesc și personal și profesional. Practic voi aici învățați management. Din experiența mea, ce mi-au mai spus mie oameni din poziții de management, de asta mi se pare foarte tare componenta asta socială versus sistemul românesc, care mi se pare mult mai individualist. Pentru că într-o companie, în general, din ce am învățat eu, tu ca manager ai de-a face cu foarte multe situații sociale. Corect. Trebuie să înveți să lucrezi cu oameni. Teamwork-ul e foarte important. Voi vreți să rămâneți în România? Vreți să activați aici? Sau e incertă treaba? Da. Mă bucur. Asta îmi place mult la ce văd că se întâmplă aici, că sunt lucruri care se întâmplă ca în afară, dar se întâmplă la noi. Și asta e tare. Dacă noi putem să rămânem în țară, să facem lucruri mișto, așa cum le vedem că se fac în afară, fără să părăsim țara, mi se pare că e un lucru foarte, foarte bun. Asta e ideea. Mersi mult! Și noi succes! Spor! So I'm here with Mrs. Annette, who is a teacher here at Tiffin University. What motivated you to come to Romania? Who convinced you? And was it hard to convince you to come here? I learned about this program through my colleague, Dr. Laura Mays, who was one of the original people who worked with the individuals here to put it together. And it really didn't take any convincing. Yeah? She barely got "do you want" out of her mouth, and I said, "when do I leave?" But I'm not the typical American professor. You have American professors who are very curious about other environments and who want to expand their worldview by having an opportunity to teach. That's one component. How long are you in Romania? I've been here for a week. I'm here for another week. I hope it's not my last time. Is this your first time in Romania? This is my first time in Romania. Oh, so you've been here for a short while. Have you learned any Romanian words? I've tried. You say bună ziua. Let's have a good day. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. So, thank you for this interview and bună ziua. Bună ziua. And I really hope that you join the program. I think I will. Thank you. Ne aflăm aici cu Dinu, care este singurul mai tânăr. De-o seama cu mine, voi sunteți deja seniori aici, sunteți la MBA. Tu intri la BBA anul ăsta, programul în care mă gândesc și eu, dar ți-am spus că nu sunt 100% convins că vreau să intru la anul. Ești excited? Foarte excited, da. Ce îți oferă programul ăsta este o șansă de a rămâne în țară, dar să o faci ca afară, exact, știi? Exact. Ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Voi cum percepeți asta? Păi cam asta a fost și alegerea noastră, în mare parte. Așadar, eu sunt cu vreo 5% mai convins să merg la Tiffin. Am ajuns undeva la 95% rata de convingere, deci o creștere destul de bună am avut astăzi. Vreau să rămân în contact cu tine, frate, pentru că vreau să știu pe parcursul anului cum e, cum merge treaba. Cum te simți? Să-mi spui dacă nu-ți place ceva. Sigur. O să vreau să știu. Sigur. Ok. Perfect. Mersi mult. Atâta seriozitate, mă, tată, mi-a plăcut mult, dar parcă am început ziua prea serios, mă, hai să ne mai și distrăm. Plecăm de aici, de la Tiffin, boșilor, și aș vrea neapărat astăzi să bag niște sară și aș vrea să bag și niște piscină, dar voi rămâneți cu mine pe vlog și vedeți dacă am timp să fac toate lucrurile astea, sau dedicația, sau dacă mă respect promisiunea asta. Hai să vedem cu cine mergem la sară. Sunăm pe Gami pentru început. Ce faci, mă, campionule? La Ivana. Băgăm și noi o sară astăzi? Bă, cred că stau aici cam toată ziua, nu cred. Mâine, dacă vrei. Pe mâine avem studio, mă, ce sară să băgăm mâine? Mâine alergăm prin studiouri. Ai nebunit, facem bengăre. Vedeți, mă, atitudine de răsătoare a lui Gami. Nu fiți ca el. O să luăm următorul candidat, te pup. Bine.
bine, pa, pa, pa. Call Luca Bogdan. Calling Luca Bogdan. Asta îmi place la Siri, frate, că îi vorbesc numai așa, în sictir, și nu se supără pe mine. Am înțeles, Pain doarme. Bă, și eu gata, nu mai mergem la sală, vă rog să pești aici, ce să mai, toți prietenii mei dorm. Da, deoarece acest vlog este aproape fumat, faci dugasă. Și ne-am întors în cartier Boșilor. Eu acum am venit câteva zile la București și stau un prieten care stă aici în cartier, dar între timp, ceea ce voi nu știți, Pain și cu Mădărin știți că ei trebuiau să se mute la București, s-au mutat în sfârșit la București și ghiciți unde? Fix în cartierul ăsta, frate. Bă, fix aici. Acum vreau să-i sun, că ultima dată când i-a sunat, văd că n-au răspuns. Poate răspunde data asta și băgăm și noi o sară astăzi, nu? Yo, my man, Luca Bogdan. Answer the phone. My man, Luca Bogdan. Da, mă. Yo, what's up? Unde ești? I'm going at Băneasa City right now and I will come back in like 30 minutes. Okay, call me when you get back here. Okay, bro. Bye-bye. Pain nu vorbește română, el e englez și noi vorbim în engleză. Nu e o fiță proastă, chiar nu știe română, să știți, adică... Bă, eu sunt în București de aproape o săptămână, am avut treabă în fiecare zi, zmără în schimb, e acasă la Craiova și învață săraca singură, pentru că vrea să dea la medicină, la anul are planuri mari, și învață pentru medicină, mi s-a făcut un pic dor de ea, stasul și sun. FaceTime, my girlfriend. Și acum să zică which one. Ce faci? Învăț. Eram sigur. Eram absolut sigur, dar ei vreodată o pauză de a învățat. Uite, și eu muncesc, fac vlog aici, dar eu mai iau o pauză de la vlog, adică nu fac chiar așa non-stop. Nu, e adevărat, știu foarte bine că de multe ori pierd timpul, așa că... Și la ce capitol ești? La optica geometrică, așa. Aaaa, greu, bă, tată, eu... În sfârșit au ajuns și Pain și Mădărin, mergem acum la ei. Erau până la mor să-și iau un card reader din ăla de calculator. Pentru că oamenii sunt pe treabă, mă, oamenii s-au mutat de două zile și deja vor să-și editeze vloguri, să facă chestii, să producă. Asta e spiritul, asta e atitudinea. La muncă, bă, nu i-a întins mâna. Nu locuiește la voi în cartier, da? Să-i, da. Să-i bateți la ușă, să-i treziți din somn. Glumesc, să nu faceți asta. Mă invizi la ziua ta? Da. Când e? Pe 4 februarie. Și câți ani faci? 7. Mulți înainte, deja ești mare. Nu mai ziceți că nu sunt eu bun cu copiii. Am dus să-l cunoască pe Pain după ce am fost cu ei. Adică problema e că Pain stă aici și copiii o să abuzeze un pic. Adică el deja îl văd așa un pic. Sunteți fericiți, copii? Da. Hai, bateți palma. Bine, rău, Pain, sunt ai tăi sau Mădălin ăștia? Ăștia s-au luat Plămădin și ai mei la Mădălin. Dar face cu schimbul. Bă, la voi vă schimbați direct toți versaci între voi, adică... Pe oricum ne mai luăm încă vreo 3 perechi, nu? Na. Bă, și eu nu mai avem timp să mergem la sală, pentru că dacă mergem la sală nu mai mergem la carturi. Și eu vreau neapărat să vă arăt pe vlogul ăsta un concurs de carturi între mine și Pain. Da. Pentru mine e prima dată în viață când merg la carturi, ai mai mers vreodată? Da. Pot. Încă vă chinuiți? Da. Still. Nu pot. I'm struggling. Uită-te, nu merge. Da, ai tras, atâta de nu, că așa asta ce aici? Sta, a, păi trebuie întinsă de aici. A, ok, împinge tu și eu trag. Bun, și acum? Uite-te cum stă asta aici. Bă, băieții mei, mergem la carturi și deși n-am mai condus niciodată un cart în viața mea, eu sunt convins că o să conduc mai bine decât Pain, o să-l întreg dacă e vorba să facem vreo cursă. S-a urcat Shelly 2 minute în Mustangul lui Plămădin, eu rupt bara din față. Sunt convins de acest lucru, Shelly, chiar o să te descurci de minune. O să vă rog frumos să scrieți în comentarii să nu-și ia mașină scumpă, Shelly, fiindcă o face praf. Vezi, stau aici, mi-am luat locul deja, frumos. Locul da? De campion. Dă-te mă de aici, mă, n-ai ce căuta tu, ia. Aici stau campioni adevărați, nu tu. Nu ți se potrivește deloc, nu ți se potrivește, na, ce să zic. Hai. Noi avem aici pe Claudiu, mult succes. Pe Mădărin, la fel, mult succes, Mădărin. Pei, da. Da? Ești gata să fii distrus? Gata. N-ai nicio șansă, mă. Dacă zici. Motorul!
Ce-ai făcut, mă, prostule? Ați dat un tai fără benzină? Nu, de cauza că nu se tare rău. Știi că mie mi s-a defectat cartul în mijlocul cursei și mi-au adus sartul? Bă, mi s-a oprit cartul în mijlocul drumului, ești nebun? Mi-au adus și mi-au venit și mi-au adus sartul, mă, că n-aveau. Aha, ce scuze, eu m-am învârtit de vreo 3 ori. A fost prea fain, m-am distrat maxim. Da, și eu. Păi, în ce număr ai fost? 8! Deci numărul 8, am cart 8, poziția 6 în clasament. Eu am fost AMCAR 2, poziția 5. Mădărin, tu cât ai fost? 7. Oh, ne-ai luat fața, AMCAR 7. Claudiu, tu cât ai fost? 9. 9? Bă, ești nebun! Dar stai, auzi? Bă, Claudiu, ce ai făcut, mă, tată? A fost defect, cartul. A fost defect? Defect. Păi și cu ce te-a ajutat? Am dat și pagă, îți dai seama. Da, pui și filmarea în care am trecut peste iarbă, gen? Da, frate, pun și filmarea în care am trecut peste iarbă, ce am, asta e, am trișat, ce? Deci, pe ei, ți-asum că ai pierdut în fața mea. Sum, ce să zic? Trebuie să-ți asum, pentru că în viață trebuie să fii un om asumat. Da. Și ca întotdeauna, Boșilor, nu uitați să vă luați cel mai fresh merch doar de pe shop.5gang.ro. Și dar doar aceea ce-ți vorbiți, apropo pe filmat, v-aș vrea să dați un prim butonuri de like, să dați un share pe Facebook, pentru că chiar mă ajută foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, să vă abonați și la Pain. Noi ne-am dus. Pa! Pain, 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 pain.